Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de Clash Royale. Foarte, foarte important astăzi, pentru că astăzi fiți atenți la chestia asta. Câte trofee avem? Avem 3736 de trofee. Mai avem nevoie de probabil 2 meciuri, probabil, sau 3, până intrăm în Arena 12, ceea ce e super, super tare. Avem un silver chest aici pe care trebuie neapărat să-l deschidem. Dați un mare like să ajungem la cât mai multe like-uri la acest video. Ia vedem ce avem și noi în shop. Nu prea avem, cine știe ce, nu o să le cumpăr. Am dat upgrade la Wizard, după cum vedeți. Putem să mai dăm upgrade la Minion și la Skeleton Army. Și avem și Clan Chest-ul. Neapărat trebuie să-l deschidem, să vedem ce ne pică frumos din Clan Chest. Ia să vedem. Minion, Zapu. Neapărat îmi doresc Zapu, să-l urc cât mai sus. Archers. Ia să vedem Goblinii. Ce mai avem aici? Și... ai, bă, ce m-am speriat, am crezut că e legendară, mă. Rar, ok. Deci, hai cu Arena 12, ăsta este decul meu, l-ați văzut. Hai să vedem de câte meciuri mai avem nevoie. Hai. 1 sau de 2 sau de 3. Hai, Doamne ajută. Deja am pus nașpa pentru că nu prea vroiam, sincer. Mai bine dădeam Zapu și îl puneam pe P.E.K.K.A în față. Da, clar trebuia să fac asta. Bun. Dacă pune Skeleton Army, cred că sunt în avantaj. Bun. Ok, e bine că suntem în avantaj. Cam nașpa situația. O să pun P.E.K.K.A. De ce am impresia că are freeze-ul? De ce am impresia? Ok, nu-l avea. Doar să nu aibă... ok, o să pun minionii. Am nevoie de rage, am nevoie de rage. Hai. Rage-ul, bun. Și ne-am dus. Ăla-i boss. Ce ai făcut, bă, băiatule? De ce te duci, mă, în partea aia, bă? Bă, e bine, e bine. Ce facem? Ne ducem direct pe turn? Hai să ne ducem direct pe turn. Ne ducem direct pe turn mare. Cam nașpa. Nu prea trebuia așa, dar e ok. Încă e ok. Nu știu, eu m-aș duce sincer pe turnul mare. Sincer m-aș duce pe turnul mare. Dar hai mai bine să atacăm celălalt turn. Da, mai bine îl atacăm pe celălalt. Oricum e meci câștigat ăsta. Dar trebuie să fiu sigur. Trebuie să fiu sigur. Să pună Skeleton Army. Nu pune Skeleton Army. Ok. Hai să punem un Eros aici, pentru că nu vreau să-l omoare. Are Skeleton Army. Tot nu-l pune, mă, Skeleton Army. Mă așteptam să-l pună. De ce nu l-a pus? Măcar o să mă apăr. Mai bine mă apăr. Trag de timp puțin și mă apăr. Da, cel mai bine ar fi asta. Bun, și mă pun... duc cu minionii partea asta și e mort. Mamă, foarte bună tactică am făcut aici. Foarte, foarte bună tactică am făcut aici. Ok. Dăm un arrows. Dăm aici și... hai să câștigăm. Haide! Bun. E ok până acum. Ok, o să pun pe P.E.K.K.A. Ok. Așteptăm. O să pun minionii ca să-i distrag atenția și e cam mort, din câte observ. Ok, ok, 6, 7, e mort, e mort, foarte slab a făcut. Slabă mișcare. Meci câștigat, bine, mă. Băi, să vedem câte meciuri mai avem nevoie. Ia să vedem. 29, probabil încă de 2 meciuri mai avem nevoie până să intrăm Arena 12. Da, încă de 2 meciuri. Hai să dăm battle, următorul battle. Doamne ajută să intrăm Arena 12. Doamne, dați un mare like dacă o să credeți că o să intrăm Arena 12. Dacă nu, asta e episodul următor. Să vedem cum ne descurcăm. Hai, dai bătaie! Luptăm în forță! Suntem niște legendari și asta o rămâne întotdeauna. Ah, de ce nu? Aoleu, aoleu, la ce mi-a dat-o? Mi-a cam dat-o, sincer, cu chestia asta. Nu știu ce să fac. Ok, o să pun P.E.K.K.A. Îl pun pe P.E.K.K.A. Și o să pun wizard-ul. Cu toate că mi-a dat o grămadă de damage. O grămadă mi-a dat. O să dăm zap. Bum. Și rage. Hai, dă-i. Dă-i una măcar. Mamă, ce mi-a dat-o acolo. Mamă, dar ce mi-a dat-o. Mi-a dat-o bine. Ai de viața mea. Mamă, ce bucăți îmi dă, ești nebun la cap. Băi, am foarte mari șanse să câștig meciul ăsta, dar mi-a dat, mă, cărțile greșite de prima oară, nu știu cum să vă explic. Ok. O să pună zapul. Zapul, o să pun scheleton arme. Am nevoie de Eros neapărat. Mă duc minioni, hai. Ok, hai că e bine, hai că e bine. Zap. Bum. Hai, 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 hai. Ah, că nu i-am prins-o, mă. De ce nu i-am prins cum trebuie? O să dau aici un Eros, o să pun ăsta aici. Ca să nu dea... Ai, bă, mi-a luat-o, ești nebun? Am nevoie de P.E.K.K.A. Hai, repede. Rage. Punem tot. Zap. Bum. Hai cu Eros, hai. Minion, eram sigur. Ăla-i boss. Hai, dă-i una. Bum, ăla-i. Hai că e ok. Mamă, ce nașpa m-am dus în partea asta. Stai, stai, stai. Hai că ne-am dus bine, ne-am dus destul de bine, cred. Încă avem șanse, încă avem șanse. Am nevoie de P.E.K.K.A. neapărat. Bă, era de așteptat. Ok, o să-l pun pe... Are Mega Knight-ul, ești nebun. Nu mi-am dat seama că are Mega Knight-ul. Ok, trebuie să îi fac așa, boom. Și boom. Și o să-i fac așa. Ia, și ne ducem, hai. În forță, și ne ducem în forță. Hai că e meci câștigat, hai. Hai că e meci câștigat, hai. Hai, tata, hai cu tata, hai cu tata, hai cu tata. Hai cu tata, hai cu tata. Ăla-i boss. Lasă-l pe ăla, lasă-l pe ăla, mă. Dă-i direct pe turn. Dă-i, mă, direct pe turn, băgam. Fuck. Cum, bă, în halul ăsta, mă. Mamă, ce mi-a dat-o, mă, băiatule. Cum, bă, băiatule. Nu m-a lăsat, nu, deci nu o să mă lase. E clar că nu mă lasă. E clar. Da, e draw. Bă, și aveam o șansă imensă să câștigăm, că aveam șanse o grămadă să-l bat, dar... Ope, după cum vedeți, nașpa, nașpa, nașpa. Hai să vedem. 3000, bă, nu știu ce să zic despre meciul ăsta. Uite, pot să donez clărețul. Ia să vedem. Băi, vreau o singură chestie. E clar că meciul ăsta, episodul ăsta nu o să trec Arena 12, pentru că mai am nevoie, cred că, de încă 2 meciuri. O să fie prea lung episodul. Vreau să văd cum e chestia asta. Casual play, collect 9 crowns for all rewards. Deci stai așa să înțeleg. Casual play. Mă înțeles aici, play with decks created by the community. Deci practic trebuie să joc cu deck-uri create de comunitate, adică de voi. Sau îmi dă un deck random. Join free, ia să vedem. Deci, stai că încă nu dau. This is how it works. Play in the practice round with decks created by and chosen by Clash Royale. Vezi că ai niște puțin engleză pe la colțul gurii. Battle using friendly rules. King level. Ah, uite, mă. Deci nu contează loses, contează doar să iei coroane. Băi, e mișto challenge-ul ăsta. O să experimentez, dar oricum o să mă joc și eu challenge-ul ăsta. Așa că acesta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Nu uitați să mă urmăriți pe pagina de Instagram Florentin Hriscu, aveți în descriere neapărat, ca să intrați în trupa de legendar, pentru că imediat ajungem și acolo la 100.000 de follower. Așa că vreau doar să vă zic că voi sunteți cei mai tari legendari și noi ne vedem data viitoare cu pace și iubire. Salutare!